try to fuck with me. I'll take all your body parts to a fucking graveyard. 6 feet, don't wanna fuck with me. Don't wanna test your luck with me. Cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard. 6 feet, I can taste it, I'm fading. Why am I still waiting? Oh, te salut, Robert, bună, Bogdan. Bine ați venit. Hai că ne teleportăm rapid. Hai că da, hai că vine plouă. Perfect. Mai mult de asta nu mi-am putut dori. Exact ce mi-am dorit. Mulțumesc frumos, Bogdan. Oh, partea asta la altem. Ia să vedem noi aici ce avem. N-avem nicio cursă luată. Deci de aici luăm cursele. Și începem să le dăm și la astea curente. Ok, l-a angajat. Am un nou venitul, acesta, și să-i dăm man coach. Ok, îl dăm pe acela, tot acesta cu man lionul. Ce să conducă el? 106-le, e perfect. 8600, hai că asta e grea. Îi dăm la acesta și îi dăm confort. Nu, confortul vreau să-l conduc eu. De fapt nu-l conduc astăzi. Mamă, câte VDL-uri am. Să-mi ba piciorul. Când dracu am cumpărat atâtea VDL-uri? Mamă, dar chiar îmi place VDL-ul în cazul ăsta. Ia să vedem noi aici. Dăm tot pe acesta și mergem pe... Am două W-uri? Păi, frate, dacă n-am cumpărat așa de multe? Băi, mă uimește jocul ăsta. Eu nu mi-aduc aminte să fi cumpărat două. Hai să băgăm pe acesta. Și dăm tot pe acesta. Nu, mai vedem ce mai avem. Muzica e prea tare, mi se pare. Cred că e mult prea tare muzica. Așa că va trebui să o corectez. Hai să-i dăm pe acesta. Și luăm și noi o cursă de aceasta. E trip. Deci asta e o cursă destul de mișto. Ia să vedem să dăm muzica mai încetul. Ok, hai să vedem cum facem. E perfect acum, nu? Ok, uite așa. Perfect. Și luăm această cursă. Hai să vedem. Și mă pun pe mine și luăm avantpremieră, VDL-ul. Că eu nu l-am folosit pe acesta. Acesta e cel mai mare. Să spunem, e gama de lux. Ok. Și hai să dăm timpul pe repede înainte. Peste o săptămână de beam cursa. Ok, dăm până atunci. Sper să nu mai intervin alte probleme, alte urgențe. Ok, ia să vedem. Sunt în acea zi. Ora este 8. Cursa eu am... Stai puțin, ne uităm aici. În 2 ore și 5 minute mai am. Deci numai bine trebuie să ajung acolo, cred. Cred că e cursa mea. Uite că deja mi-arată. Perfect. What? What? Să nu-mi spui că VDL-ul e plecat în cursă. Și eu n-am ce conduce. Stai puțin. Unde sunt autoturismele? Ok. What the fuck? Stai, să nu ies pe ușa din spate, să ies prin față de acum. Ia uitați. Uitați-l, bijuterie, bijuterie VDL-ul. Mă jur dacă nu, mi se pare unul dintre cele mai frumoase. Ok. Îl deschidem. Ce frumos s-a deschis. Perfect, hai să-l și pornim. Zeu, să punem numărul. Și acum îl pornim. Gâul aer condiționat, F9 ușa, dăm drumul la frână, aprindem luminile și băgăm în viteză, desigur. Nu știam ce trebuie să mai fac. Ia să vedem, te salut, Caesar, prindea mai bine TS2, nu contează asta, Florin, până la urmă, eu joc ceea ce îmi place, eu spun de 10.000 de ori chestia asta. Categoric, dacă e să fac pentru public și chestii de genul ăsta neapărat, făceam altfel. Deci, categoric, făceam altfel live-urile.
Dai puțin tare. Te salut, David. Salutare, Vale. Joci de ce îți place adevărat. Corect, corect. Da, categoric. Dacă era pentru abonați, chestii de genul, mergeam pe multiplayer, scriam convoi, chemam abonați lângă mine, bla bla bla. Înțelegi tu. Dar nu, nu. What the fuck? Băi, dar de ce mă întoarce înapoi? Ești nebun? De ce mă întoarce înapoi? Băi, ceva nu merge bine. Te salută, Mircea. Hai să-i dăm drumul. Clar, trebuie să mă întorc înapoi, dar nu știu de ce. Iarăși am probleme cu cursele. Băi, ferit, dar... Bate-ar Dumnezeu să te bată. Eu nu înțeleg jocul ăsta. Are uneori niște bug-uri, niște chestii, încât nici eu nu-l mai înțeleg. Ok. Hai că mă întorc înapoi la bază, na, dacă asta spune el că trebuie să fac, asta fac. Dar totuși nu înțeleg de ce, că acum era momentul când trebuia să plec în curse. Și nu înțeleg de ce nu mă trimite în curse. Adică mi-a arătat traseul ăsta pentru ce? Numai ca să mă irite? M-a iritat, asta e clar, asta chiar a funcționat. Dar eu totuși vreau să-mi fac cursa. Și nu înțeleg de ce. Ok, hai că am ajuns înapoi la punctul cu pricina. Tragem o frână de mână. O, stai puțin. Hai că da, am deschis și chestia asta. Nu-i problemă, dăm pe escape și ne mai uităm o dată aici. Ok. Eu, în 4 ore trebuie să plec. Băi, frate, și de ce m-a trezit așa de dimineață? Dacă eu trebuie să plec în 4 ore. Ok, și să selectez acesta. Ok. Deci să programa cu 65-73, da? Ok, 65-73. Ia să mă dau eu jos. Băi, stai, stai, trebuie să mă urc înapoi încât să deschid ușa. După care să mă dau jos. Și să mă duc să văd ce spune panou. Mai motorină? Nu știu, la asta nu m-am uitat. Te salută, Mircea. Te salut, Mihai. Cât am dat? Nu știu acum, sincer, n-am stat să calculez exact. Ok. Cred că tot acolo mă dăm. Și acum să mă uit aici. De fapt aici, să mă uit în calculator eu ce am luat. 65-73. Da, l-am luat bine. Dar eu nu înțeleg la ce oră, încă o dată să verific la ce oră am eu cursa. Și de ce nu-mi dă traseu? Unde dracu sunt eu? Aici, nu? Dar de ce nu-i trecută șoferul? Nu înțeleg de ce tot apare problema asta. Ok. În 4 ore. De ce mă scotea pe mine de acolo? Eu nu pot să-mi dau seama. La 8:57, 8:57. Hai, cum adică să treacă 3 minute, na, nu știu, zic și eu. Și uitați-vă la hartă, dacă vă uitați la harta, o, stai puțin. Harta mi arată clar că mă pune să mă învârt acolo în cerc și nu înțeleg de ce. Deci chiar nu înțeleg de ce apar astfel de probleme. Uitați-mi, traseu. Perfect. Am dat să-mi... Opa, stai că acum mi se pare că mi-arată... Nu, nu mi-arată stațiile. Am crezut că mi-arată stația de aici, atât, dar nu. Nu, nu trebuie să intru în stația aceea. Deci 4 ore mai am până la curse. Ok. O oră, două, trei... O, stai puțin, frate. Ok. Te salută, Relu. Hai să vedem acum. Mă, stai puțin că eu aici cu 4 ore durează cursa. Eu am la ora 3 cursa, ești nebun? Băi, ce m-am dus eu? Ce m-am lăsat dus în... Haide, încă un pic, încă un pic. Te salut, încălzită. Uite, acum mi-a apărut tot traseul. Gata. Am înțeles acum unde era problema.
problema era de la mine. Ok, hai să intrăm aici. Dăm drumul la frână, închidem ușa. Stai că am dat drumul la frână, ești nebun cum s-a dus. Ok, stai că degeaba mă uit încolo, oricum nu înțeleg mare lucru. Să-l întorc de pe acum. Opa, atât. Dar nu pot să-l întorc, ești nebun? Da, hai că o comit astăzi complet. Ok, dăm până aici și încă o dată dăm cu spatele. Hai că am ieșit aici să nu ating. Ok, n-am atins-o de nimic. Perfect. Dăm în față și let's do it. Dar nu știu de ce mi se... Am două dungi, una portocalie și una galbenă. Acum, sincer, nici eu nu știu pe care trebuie să o urmez. Mă jur dacă înțeleg ceva de pe traseu. Pe aici trebuie să vin. Dar acum trebuie să mă duc încolo. Bănuiesc că urmez portocaliu și restul e traseu. Deci, clar, va trebui să vin și pe aici. Atât. Ok. Deci nu văd nimica. Hai că am atins indicatorul. N-am luat curba destul în larg. Hai că e bine, până mă învăț eu. Clar, o să mai dărâm multe. Bună, Iulian! Ia să vedem. Nici la salut dacă nu răspuns. Pa, baftă, Rafael. Eu spun mult pa din momentul de față, dar să suflu în cur, nu sunt aici atâta, sincer. Adică, pe cuvânt, aveți uneori niște pretenții, parcă sunteți copii de țâță. Adică, clar, eu nu mă joc în momentul de față, n-am venit aici cu live stream-ul, sincer, să stau să suflu în cur. Adică, eu, cu tot respectul de rigoare, vă salut de fiecare dată. Dar dacă veniți cu mofturi de astea, categoric mă polipsie, știi? Adică, efectiv, mi-ai distrus toată karma. Salutare, te salut, Darius. Adică vorba aia, a intrat omul, frate, trebuie să-i întind covorul roșu. Da, mai degrabă îi spun mult pa în cazul de față și am încheiat discuția cu el. Zic eu că e cel mai bine așa. Nu, n-am cumpărat, nici n-o să o cumpăr, Iulian. Mai joci Farming Simulator sau mai joc, Mihai? Dar acum nu prea am chef de farming, sincer să-ți spun. Deci, serios, adică vreau să joc cu alte, cu totul și cu totul alte jocuri. Farming-ul iar mai fac o pauză câteva zile. Acum, de exemplu, la noapte, sincer, încă nu m-am decis ce o să joc. Și, categoric, cred că o să joc American Truck la noapte pe multiplayer. Să mai fac niște curse, să explorez harta, chestii de genul, când n-am jucat pe acolo. Și cred că e momentul potrivit. Dacă nu, o să joc chiar și cu băieții Outlaw. Outlast, nu știu cum se cheamă jocul ăla, cum se pronunță. Efectiv, care l-am jucat și azi noapte, ca să zic, azi dimineață. Apropo de jocuri horror, no, dar de ce? Dacă nu-mi plac mie, nu mă atrag, clar că nu o să le joc. Nu, acum sincer să fiu, nu fac... Nu joc ceea ce nu-mi place, ca să înțelegi. Cum ar veni să mă apuc eu să joc Minecraft ca să fac abonați, că asta mi s-a sugerat tot timpul. Joacă-te Minecraft și o să vezi că o să crești. Na, frate, lasă-mă așa cum sunt. Acum nu știu, trebuia să opresc în stația aceea? Stai puțin, că acum am observat. Băi, frate, nici eu nu știu ce trebuia să fac. Stai că eu m-am ridicat pe volan, ești nebun. Erau pasageri, ceva, călători? Nu, era nimeni. Deci nu, hai să-i dăm drumul. Da, acum am încălzit, tu mă duc să-mi fac și eu cursa. Volanul de la autocar zici că e de la DAF. Da, seamănă, dacă o iei așa, da, seamănă. Ok. Oșurel pe aici. Păi am apăsat de 3 ori pe semnalizare, ești nebun?
Deci categoric, categoric n-a vrut să meargă semnalizarea. Nu pot să-ți recomand așa ceva, Sam, pentru că nu cunosc. Dacă aș fi avut și aș ști că merge bine chestii de genul, da, ți-aș fi spus, nu mă durea gura. Dar așa n-am cum să-ți recomand. Salut, Mihai, te salut, Claudiu. Ușurel, ușurel aici. Da, uite că mi-am luat amendă. Băga mi-aș piciorul în amendă ta. Uf, stai că mi-am adus aminte de o altă problemă care o să o găsesc aici și nu știu de unde mai exact la modelul acesta. Close door. Unde dracu e? Măi, dar parcă l-au modificat sau ăsta, stai puțin că pe ăsta nu l-am avut. De ce să mint? Aici nu este. Unde dracu este? Vreau să ridic complet. Axa și pe față și pe spate, vă că-mi dă aici atât. Front și spate. Ok. Mamă, ce mi-a țâuit în ureche, băga mea și piciorul. Da, îmi cer mii de scuze, dar și mie mi-a țâuit în ureche, să nebunesc dacă nu. Mamă, în urechea stângă, parcă nu mai aud cu ea. Fai să-mi bat piciorul, dar chiar urât s-a auzit asta. Mamă, sunt la limita limitelor acolo să nu ating. Te salut, mister. Te salut, gheață. Te salut, Darius. Ai de gând să joci? Nu. Forza Horizon 4 l-am încercat și nu e pentru mine. Nu, eu dacă o să mai joc, o să mai joc, cum se cheamă, Dirt Rally 4 și după aceea cu 2. Cam astea două sunt plan. Te salut, Andrei. Te salut și pe tine, Edi. Hai că... Văd că lumea se supără dacă nu răspund la un salut cuiva sau ceva de genul, nu știu de ce. Lumea e foarte nervoasă astăzi. Cât stai pe zi la calculator? Are vreo relevanță? Eu te-am întrebat cât stai tu pe YouTube. Hai să o lăsăm ușor. Te salută, Nicoleta. Băi, frate, dar cum facem? Că dacă vin ăștia, eu n-am cum să mă încadrez acolo. Hai că mă bag acum. Că n-am cum, trebuie neapărat să o iau așa. Uite-l, frate, dar bagă-te, te rog, uite. Uite-l, frate. Băi, să nebunesc, frate. Deci să nebunesc, nu altceva. Vezi că nu mă încadrez așa de fel pe bandă. Te-ai băgat până în bot la mine. Păi, și de ce nu merge? Mamă, ce greu, ui, se mișcă ăsta, să mor dacă nu. Deci eu am luat VDL-ul cel mai scump, adică gama de lux, și e cea mai puturoasă. Serios, adică chiar se mișcă incredibil de greu. Și am crezut că, frate, am pus mâna pe o bijuterie. Tu ai evadat din carantină? Păi și eu azi am evadat din carantină, recunosc. Ai cam atins-o, ați auzit și voi, cu botul. Asta urăsc la jocul ăsta. Pe cuvânt, dacă nu, că ating oriunde. Și am ridicat, frate, deci i-am ridicat fața și spatele din perne. Dar degeaba, vă că n-are niciun efect. Deci dacă trebuie să fac cursa așa, 4 ore, nu termin cursa. Deci în 4 ore eu nu termin cursa asta, ești nebun? Adică 4 ore din joc, cum s-ar spune, că eu nu ajung la destinație la timp. Dacă ești prins cu călători, nu mai urnez de aici. Destul de nasol. Hai să-i dau cu viteză. Hai că aici atât sper că nu mai ating. Aici mi-e frică un pic, dar asta e. Până la urmă e riscul meseriei. Uite că am atins-o. Hai că da. Hai că am înțeles. Aici trebuie să te porți cu mănuși. Asta e partea nasoală. Am zis că recupăr o leacă din timp, dar... Hai că aici a fost bine. Adică aici a fost foarte bine.
Deci timpii morți se adună de acum. Pentru că și în valea asta trebuie să încetinesc, că o ating. Și toate aceste accidente mi se adună la experiență și îmi scade cumva, nu-mi dă la fel de multă experiență. Și asta e destul de nasol. Chiar dacă nu am călători, tot mi se pune, o să vedeți, două atingeri le-am deja. Deci până acum de două ori și au și o amendă, stai că am luat și o amendă de viteză, deci am trei penalizări. Deci can și XP pe cursa asta, pot zic că o fac moca. La sfârșit îmi spune că trebuie să vin și cu bani de acasă. Păi mă duc să iau pasagerii, să fac cursa, dar te rog, nu mai faci spam încălzitul, că vezi că nu scrie aproape nimeni, mai faci și tu spam. Ok, o dăm ușurel și pe aici. Te salută, Satana. Ceea ce mă bucur e că am prins cursa ziua, că până acum tot conduceam noaptea și mă bucur măcar că văd un pic de drum, nu trebuie să merg pe faruri. Despre harta României n-am nicio legătură cu harta României, Bogdi, deci degeaba mă întreb. Salută, Darius. Ușurel acum. Stai să reduc viteza aici, că cu siguranță o ating. Ok. Băi, dar e cel mai bine e să conduci Mercedes-ul, să mor dacă nu. Cu Mercedes-ul știi cum e, e floare la ureche. Greu, greu o atingi. Dar asta fiind foarte lungă, categoric înțelegeți ce vreau să spun. Oricum atinge ori fața, ori spatele. Din cauza lungimii și curbelor, cum să spun, curbelor, drumului denivelat, în scurt. Te salut, Jack. Nu, n-am cumpărat. Farming, FSO, nu, FSO, nu știu, poate săptămâna viitoare, dar nu, pe luni, no, nu cred că o să joc. Sau marți, poate pe miercuri, joi încolo. Acum, momentan, să spunem, chiar nu mai simt atracție iarăși pentru farming și din cauza asta mai fac o pauză cu el. Acum, sincer, uitați, chiar am observat un lucru și nu știu ce să zic, m-am uitat și la trailer, o să apară un nou joc făcut de TML Studio, de dezvoltatorul acestui joc sau Fanbuzz, că e același dezvoltator, o să apară Tăbuz 2020. Cred că 2020. Poate apare la anul, cred că o să fie 2022 de acum. Ce vreau să spun este că arată ok jocul. Adică i-au combinat grafica dintre Fanbuzz și Turistbuzz. Asta am observat eu de acolo. Grafica s-a acumulat, deci nu e claritatea și puritatea, să zicem așa, din Fanbuzz, dar nici n-au luat toată grafica de aici, atât, după părerea mea. Ce le-au combinat, zic eu, și am văzut acolo că arătau niște autocare Scania. Ai, frate, că n-am cum să intru acolo. Băga-mi-aș piciorul. Hai, du-te. Mai eram cu unul? Da, de acum nu mai contează cum mă bag eu. Sper să mă încadrez. Hai cum am încadrat. Păi ce nasol e pe străduțele astea, să nebunesc. Băi, pe unde mă bagă, ești nebun? Hai treci, te rog eu, fii băiat finuț și treci. Uite că dau eu cu spatele, fac orice numai să treci tu, uite cum. Hai că puteți trece. Haide. Băi, ești nebun. Hai, bagă-te un pic în față. Stai că am spatele. Am spatele prost acolo. Nu poate să treacă el.
Ai, frate, că ești aproape trecut. Ia să vedem, frate. Hai, că am înțeles. Ok, sper să nu-l ating pe individul ăsta. Hai, că acum chiar că ai spațiu să treci. Băi, ești nebun, chiar nu vrea. Ia uite cât spațiu are. Adică, ce spațiu vrei să-ți mai ofer, omule? Chiar nu mai înțeleg nimica. Eu nu n-am cum să trec. După cum vedeți, chiar n-am pe unde să mai mă bag eu. Ok, și hai să mai virăm o dată. Că n-am cum. Uite-l, frate. Bă, da, pretențioși sunt ăștia din calea afară. Uite, până nu trec toți ăștia, eu n-am cum să trec. Na, uite ce coadă fac și eu. Stai să treacă și individul ăsta, că n-am cum. O să ating copacul și mai vine unul. Auleu, mâncați și sflețelul. Și ăsta nu se mai duce, cum am urnit eu. Hai că da, asta nu mai lipsea acum. Ok. Bai, și mai vine unul. Băi, frate, câți mai sunteți? Și ăsta de ce nu se mișcă? Eu chiar mă întreb ăsta, de ce naiba nu pleacă în drumul lui? Ia uite-te la ei, frate. Uite-l, să-l chiși în freză, băga-mi-aș piciorul în capul lui. Și acum nu mai pleacă ăsta, băga-mi-aș... Băi, ești nebun? Deci câte de astea pot să întâlnesc eu într-o zi? Hai să-mi bat piciorul. Deci pe cuvânt, nu mai zic nimic, ca să-mi bat piciorul. Deci nu mai nebun de ăștia am dat astăzi. Uite așa. Ia uitați-vă și voi. Ok. Ce dracu are, frate, acum? Deci nu pot să-mi dau seama. Stai că trebuie să o opresc acum. Ok. Gata. Uite acum, trebuie să meargă bine. Te salută, Iulian. Drumul ăsta arată ca un drum de Texas. E pe undeva pe o insulă prin Spania, dacă nu mă înșel. Parcă așa am reținut că e vorba. Acum, sincer, nu știu dacă e chiar adevărat sau nu, dar oricum, arată foarte bine și e destul de dificil. Ok. Și-l oprim aici. Tragem o frână și deschidem ușa. Și am văzut o chestie și vreau să știu dacă am descoperit-o. Mamă. Dar mai degrabă opresc când ajung acolo. Mamă, aici ce țipă copiii ăștia. Ăștia tot cu mine trebuie să vină toți? Ok, mai e băbuța. Gata, hai și băbuța s-a urcat. Auzi, mamă, deci la sunete e bestial jocul, mă jur dacă nu, chiar îmi place la sunete. Ok, hai să ne asigurăm. Hai că mă așteaptă să ies. Ok. Acum să vedem cum facem. Nu văd pe nimeni din partea aia. Uite, aici e partea nasoală că nu văd efectiv. Când dau să ies, efectiv nu pot să văd dacă e ok sau nu. Aici, încă nu știu dacă am descoperit chestia asta, așa că o să mă opresc un pic aici, trag o frână, deschid ușa. Asta o fac în timpul serviciului, vedeți și voi. Mă asigur că nu vine nimeni. Oh, stai că vine din partea asta la altă. Și hai să vedem aici. Ah, unul din trei. Foarte tare. Mă bucur că am descoperit-o.
Și văd mai încolo o chestie cu spray-ul. Eu unul categoric vreau să îmborsesc autocarele. Și categoric trebuie să văd de la ce level sau cum pot să fac chestia asta, pentru că chiar vreau să mi le customizez, adică vorba aia, sunt un brand, nu? Categoric, vreau să le fac culoarea portocalii. Aia mi-ar place, mie portocaliu cu negru. Zic că ar fi perfect. Ok, acum virăm. Uuu, ce dracu am atins? Deci am atins ceva și nu știu ce. Ce dracu am atins, frate? Că aici n-am atins nimic, uitați-vă și voi. N-am avut ce să ating, dar s-a auzit. Deci nu pot să-mi dau seama. Băi, 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 băi. Dar l-am văzut prea târziu, că eu mă uitam în altă parte. Hai că da. Hai că astăzi merge totul uns ca pe roate. Nu țin cu nicio echipă. La fotbal nu mă băga pe mine că nu le-am treabă cu fotbalul. Sincer. Ceva pentru unele moduri trebuie să am level mai mare pentru ETS. Da, categoric, nu toate modurile, să spunem, de camioane le pot cumpăra de la level 1, de la level 0. Nu, sunt și de la level 10, level 20 și așa mai departe. Cum au gândit-o creatorii să le facă disponibile? Te salut, Calin. Și asta, de multe ori, cu modurile, pe ce slot le pun ei, de multe ori au în calcul și alte moduri care sunt. Și categoric nu vor să nască conflicte între moduri, că să spunem la Scania RJL are unele sloturi. Și categoric ei iau în considerare că slotul poate îl ține ocupat cineva pentru Scania RJL și dacă pune și modul lui poate să nască conflicte și să scrape jocul. Și omul va fi pus să aleagă modul tău sau RJL-ul și evită să facă astfel de lucruri. Cât a costat, sincer, nu mai știu. Te salut, Moldovan. Cu plăcere. Și dacă e să probez mașini, de obicei numai un singur mod de mașini se poate activa. Că este pe primul slot la toate distribuitoarele, cum s-ar spune, modul de mașini. Și categoric dacă mai adaug încă una, va fi în conflict cu celălalt. Și depinde care e mai tare, să spunem, sau e dat cu prioritare, cu prioritate și așa mai departe, pe ăla îl vei vedea. Ca să înțelegi, depinde care îl încarci ultimul, să spunem, în listă. Ăla va fi prioritar. Te salut, Gabriel. Ai idee când bagă 1.37? Nu, Marius, chiar n-am nici cea mai vagă idee. Adică nu prea aștept așa cu nerăbdare să bage 1.37, sincer să fiu. Adică nu, adică pentru mine 1.37 e un, cum se cheamă, un plus adus sunetului. Și are chestia aia cu geamul, dar pentru mine nu e suficient. Eu am mai zis-o, eu am așteptări foarte multe de la grafică și de la gameplay, la îmbunătățire, adică și sunetul face parte din gameplay, ca să zicem așa, dar nu sunt mulțumit. Adică, sincer, nu sunt mulțumit cu 1.37. Mă așteptam să fie mai multe schimbări. De când se așteaptă acest update, după mine e cel mai slab din ultimul an, ca să zic așa, în raport cu ultimul an, eu consider că e cel mai slab update făcut de ei. De obicei, la fiecare update îi aduceau și o îmbunătățire grafică mică, dar uite că se aduna, conta. Acum, după cum se pare la grafică, eu n-am văzut să mai lucreze, ceea ce mi se pare trist, pe de-o parte, că jocul mare, încă mult de recuperat. Să spunem, ei au trecut pe un 3, pe, cum se cheamă, pe DirectX 11, dar n-au mai lucrat nimic, adică vorba aia, frate, grafica nu poți să-mi spui mie că arată mult mai bine ca pe DirectX 9. Arată un pic, dar nu suficient de mult. Scuze-mă, dacă mă uit pe live-urile de acum 2 ani în urmă, eu zic că aveau grafica mult mai bună, adică mult mai clară. Acum cu DirectX 11 nu mi se pare la fel de clară. Deci aici am eu unele supărări legate de ceea ce a făcut SCS-ul. Ok, au trecut pe DirectX 11, lucru care acum 2 ani spuneați că este imposibil de făcut. Acum l-ați făcut posibil.
bun. Dar așa l-au lăsat, adică uitați, DirectX 11, un joc cu DirectX 11, Fernbus, DirectX 11, o să vă arăt Bus Simulator 18, DirectX 11. Clar, pe Bus Simulator 18 nu e foarte bine lucrat. Pe parte de grafică, e făcut după mine la repezeală, nu e lucrat în detalii. Dar are DirectX 11 și oricum e mult mai ok. Nu zic că e peste Eurotrack la grafică. Nu, dar vorba e făcut la repezeală. Ce prefer dintre ATS și ATS 2? E grea întrebarea, pentru că eu aș prefera, Andrei, uite, să am grafica din ATS în ATS 2. Uite, combinația asta eu zic că ar fi cea mai bună. Păi ce să fac dacă nu le permite? Păi le permite acum, nu? Dar de ce au trecut pe DirectX 11? Ca să le permită. Că ei spuneau că nu le permite DirectX 11. Că dacă ar avea pe DirectX 11, le-ar permite. Acum uite că l-au pe DirectX 11. Ce naiba fac? Îți spun eu că trebuie să folosească alte modele. Trebuie modelele pentru DirectX 11. Ei folosesc modelele updatate pentru DirectX 11, să spunem. Nu știu dacă înțelegi ceea ce vreau să spun eu exact. Și mă gândesc că ei trebuie să schimbe, să le pună pe toate manual, și asta nu cred că o să o facă. Eu cred că aici e marea problemă. Degeaba au trecut pe DirectX 11 dacă grafica e cam aceeași. Eu aveam așteptări foarte mari de la el, sincer, că adică dezamăgit total. Tiberiu, mulțumesc frumos. Dar de ce nu încerci să vapezi? Mihai, pentru că e foarte scump vapatul. E foarte, foarte scump și nu știu dacă o să-mi placă. Deci, categoric nu mă scot banii din casă încât să încerc moftul ăsta. Știi că, până la urmă, fumatul e un viciu și un moft. Că oricine se poate lăsa de fumat, ca să zicem, numai să aibă voință. Se spune că eu sunt dependent, în momentul de față, de nicotină. Și n-aș putea să dau banii pe vapat. Înțelegi că e foarte mult un aparat de vapat, după câte am înțeles. De ce este mai bun la grafică în ATS decât ATS? Doar că... Păi, Marius, n-ai jucat ATS-ul. Din cauza asta, nu știi. Că așa e făcut, na. Deci ATS-ul e făcut oricum mai nou. Chiar dacă e făcut de SCS, e mai nou. Și la grafică e mult mai bun. Și poate, nu știu, poate greșesc eu, dar mie mi se pare și mai stabil ATS-ul. Deci eu când intru în ATS mi se pare alt joc la grafica pe care o are. Chiar dacă seamănă, dar totuși sunt diferențele care contează, știi? $200-300 de lei nu e așa mult. Stai puțin, încălzitul, că tu nu cred că confunzi vapatul cu țigara electrică. Deci categoric, nu cred că vorbim de același lucru. Deci o țigară electrică vorbim la 200 de lei, nu? Deci nu, cred că ori fac eu confuzie, că am țigară electrică. Nu o prea folosesc, nici aia, ce-i drept, dar dețin. Dețin și glow și toate căcaturile, dar la vapa nu m-am mai băgat pentru că am rămas dezamăgit de restul aparatelor. Te salut, Fereche. Să înțeleg că trebuie să mă opresc în stația asta de aici. Frână. În Spania, după câte am înțeles, mă aflu acum în joc. Nu mai vine DLC cu Spania? Despre DLC-ul cu Spania, nu l-aștept prea mult, Cosmin. Sincer, nu prea am tragere să-l văd pe ăla. Adică, în ultimul timp, la ceea ce am văzut că a făcut SCS-ul, încep și eu să am dubii.
Înainte eram foarte optimist, dar cu timpul am început să rămân dezamăgit de ei. Pentru că fac acum lucrurile numai ca să fie făcute. La clar, anul trecut au adus foarte multe îmbunătățiri la grafică și așa mai departe. Anul ăsta au început-o cu lălăieli, ca să zic așa. Și de asta zic, foarte, foarte dezamăgit. Au scos DLC-ul ăla cu bara aia de tuning, nici nu știu cum se pronunță. Aia mi se pare iarăși o prostie. Au băgat câte 3-4 accesorii pe fiecare camion, să spunem așa, și au pretenții la cât? 4 euro sau cât naiba vor pe chestia aia. Adică mi se pare criminal de scump. Pentru ce? Pentru bara aia de metal, mă scuz, totuși. Poate ei nu știu ce valoare are banul. Dacă aștept să se lanseze GTA 6, nu. Iarăși un lucru pe care eu nu prea îl joc. GTA 5, de exemplu, eu nu îl dețin, dar nu-l joc aproape deloc. Ceva acum n-am mai apucat să citesc, dar te rog să mai scrii o dată mesajul. Sper că n-am mașină aici. Ba da, băga-mi aș piciorul. Da, ia uitați-vă că acum îl ating. Haide, frate. Sper că n-am pe nimeni în spate. Ok, pentru că acum trebuie să le iau mult mai larg. Cât să trec de individul ăsta. Ok. Perfect. Da, am trecut. La 2 euro, da, e ok. Dar eu nu știu de ce rețin că 4 euro. Nu știu de la ce m-am luat eu cu 4 euro. Mă jur că eu l-am cumpărat, recunosc că l-am cumpărat, dar m-am uitat un pic peste dânsul și nu, n-am fost deloc mulțumit. Nu joc CTS? În momentul de față nu. Da, așa la 1.99 e ok, dar... Da, merită banii, 1.99, nu știu de ce eu țin minte că 4 euro. Nu știu, mă jur, eu băgam mâna în foc, am dat 4 euro pe el. Înseamnă că am mai cumpărat eu ceva atunci și în total m-a costat 4 euro. Te salut, Tony, salut, Costi. Ia să vedem. Că au pus niște leduri în bara de sus. Nu, dar mai adus și la barele de jos și la spoilere de jos, cum s-ar spune. Deci nu, i-au adus cam peste tot ce ține de cromat, în afară de grilaje la camioane. Ceea ce e drept că acolo nu prea au adus. N-au făcut nimic, dar la celelalte da, cam, sunt cam câte două modele de ficare, de sus, de jos și la mijloc, cum s-ar spune. Da, hai că da. Hai să vedem cum fac eu să trec pe aici. Dacă tipul stă acolo, eu l-ating cu spatele. Asta e, n-am ce să-i fac. Încerc să dau mai în față și după aceea să virez. Hai că a funcționat. Am tot. Am crezut că când virez cu spatele o să-l ating. Dar bă, că n-a fost să fie. Și de ce mă pune să mă opresc în stațiile astea dacă sunt goale, frate? Ori sunt în întârziere, ori prea degrabă. Prea degrabă nu cred. Mai degrabă cred că sunt în întârziere, la cum mă mișc eu pe aici. Am luat și paint-ul, nu? Cu Bulgaria, dacă nu mă înșel. Cred că de acolo mi se trage mie toate sumele astea. Vine cineva? Nu vine nimeni. Ia uite pe ea. Îi văd în casă, frate, ce fac. Ia uite. Fiona, stau de vorbă și ceartă femeia, om. Oh, stai să dăm drumul la frână. Nu vine nimeni. D-
dezamăgiți toți de SCS. Da, adică ei trebuia să facă progrese mult mai mari de acum. Dar nu, ei tot parcă bat pasul pe loc anul ăsta și de asta sunt foarte dezamăgit. O să ne trântească și DLC-ul ăla, cât de curând, de acum, în 2 luni de zile, cu siguranță o să iese. Teoretică, practic, e treaba cu virusul și o să-l mai întârzie până în prin decembrie și pe ăla și gata. Următorul update clar va fi și mai slab, mă gândesc, dacă e legat de orice îmbunătățire. Tandemul cu siguranță anul ăsta nu o să-l văd, că, na, cu virusul și așa mai departe o să lucreze foarte puțin. Și tot așa, dezamăgirile o să continuă, o să bată pasul, cum am zis, pe loc timp de un an de zile. Na. După aceea o să înceapă și ei să mai lucreze iarăși, la fel cum au făcut-o în trecut. Următorul live când o să fie? La noapte, cred. Exact la ce oră și cum, nu știu să spun. Nu pot zice că nu au jucători, că jucătorii de TS sunt la greu. Corect, corect, Marius. Da, sunt jucători de ATS. Foarte mult. Dar e vorba dacă ei își doresc să facă ceva, știi? Lor le place așa. Mai scoate încă un DLC, să spunem, cu perdeluțe. Mai scot încă un DLC, să spunem, cu niște preșuri. Scrie Scania, scrie Volvo pe ele, știi ce zic, nu? După aceea o să mai scoată încă un DLC, să spunem așa, de niște painturi. Vorba aia că o să facă Steel Flag, iarăși. Chiar dacă sunt deja DLC-uri pentru fiecare țară, o să scoată pentru toate, altele noi. O să facă un pack de chestii de genul, zic eu. Nu știu, dar cum aș face eu dacă nu? Știi, ca să o lălăiesc, ca să îmi vină bani. Mai scoți un pack de ăla. Îl bagi și ăla la 5 euro, că conține toate țările. Făcute frumos de data asta, ca la carte. La România mă refer, că la celelalte țări toate sunt făcute destul de bine. Sunt unele mult prea reușite, ca să zic așa. Cum e a Suediei, cum e a Norvegiei, cum e a Rusiei și așa mai departe. Celelalte țări, uite, până și Bulgaria au mult mai frumos. Polonezii nici nu mai spun că l-au foarte frumos. Japonia, Coreea, toate au steagurile destul foarte bine făcute. La noi au trântit steagul nostru pe un sfert de camion și nici nu se vede toate culorile pe dânsul, ceea ce mi se pare oribil. Deci, mă jur, cea mai mare dezamăgire este DLC-ul cu flagurile cu România. Ăla mi se pare că și-a bătut joc cineva de noi. Și mai au pretenții să le mai dai și bani pentru chestia aia. What the fuck? Te salută, Ionuț. Când am activat stați, când activez modul, când l-am activat, când intru un profil, nu mi-l dă modul cu scaneul. Da, eu te întreb ceva pe tine, Star. Modul acela pe care tu l-ai băgat rar, WinRAR, sau l-ai băgat fișier.scs? Că de multe ori s-ar putea să trebuiască să fie .scs. Dacă e arhivă, trebuie să vezi să fie fișier. Dacă dai să-l dezarhivezi și vezi că nu conține fișiere SCS, conține alte foldere și așa mai departe, trebuie să-l bagi arhivă. Și al doilea lucru, modul scrie clar că e pentru versiunea pe care o ai tu, sau ai luat un mod acolo că ți-a plăcut ție cum arată. Trebuie să verifici și versiunea pentru ce joc este. Te salut, Detrox, te salut cu respect. Uite, Detrox Gaming, dacă nu ați reținut, el este primul fondator, sau nu știu cum să-i zic, frate. E fondatorul primei comunități din care am făcut eu parte, care m-a învățat pe mine Eurotrack-ul, ca să zic așa. Și cu ajutorul lui am învățat eu mai multe despre Eurotrack și chiar încă o dată vreau să-i mulțumesc pentru răbdarea care a arătat-o față de mine, pentru că categoric știu destul de bine că am fost și încă poate că mai sunt un tip foarte enervant. Când chiar îmi doresc să enervez pe cineva, cred că reușesc să scot din minți. Și cu băieții chiar am făcut-o. Chiar i-am scos din sărite în unele cazuri, mai ales la convoaie.
O să copieze, nu știu dacă o să copieze Costi, acum sincer, aici nu poți să-i acuz de plagiatură sau chestii de genul, știi ce vreau eu să zic? Nu neapărat, dar o să se inspire, categoric, toate modurile până la urmă au o semânță de adevăr, toate au pornit de la real life, ca să zic așa, de la ceea ce se întâmplă chiar, sau ceea ce este în realitate. Deci categoric, aici nu poți să-i blamezi că o să semene, pe de o parte, că categoric, fiecare îl face cum consideră el că este mai real. Azi m-am mișcat cu Iveco, e tare modul. L-am văzut și eu l-am deja, dar mie nu prea îmi place. O să încerc și modul celălalt, pentru că eu am alte versiune de mod. Băi, poți să-mi spună și mie cineva ce se întâmplă aici, iată. Aici aveam spotul, am oprit în spot și nu e nici dracu aici, iată. Poate să-mi explice și mie de ce dracu mă pune să mă opresc în stațiile astea dacă nu avem călători. Sau nu-i văd eu când se urcă, că e plin autobuzul și nu știu unde dracu s-au urcat aceștia. Deci, categoric, cred că am greșit eu ceva. Ia să dăm și cu F10, să deschidem și cealaltă ușă. Poate ăștia vor să coboare și eu i-am plimbat după mine. Băi, ești prost? Da, voi frate, uite, eu pe ăștia i-am plimbat după mine. Mamă, mâncați și frățelul tău. Cine știe pe unde vreau să coboare, băieții? Și ăștia coboară numai pe ușa din spate. Hai că da. Hai că am făcut-o, bine. Mamă, eu deschideam numai ușa pe față. Să nu spui că o să coboare toți acum. Da, frate. Mamă, ăștia cred că sunt revoltați acum. Vor să-mi ceară banii înapoi. Te salut, Alex. Cum pot activa un DLC PS2? Scuze că repet. Andrei, DLC-urile se activează de pe Steam. Deci din Steam și dacă l-ai cumpărat și l-ai adăugat în Steam, categoric se activează în mod automat. Dacă nu, trebuie să intri pe Steam, să cauți unde sunt DLC-urile și acolo, cum se cheamă, trebuie să fie bifat. Că ca și DLC ai o căsuță. Dacă nu este bifat, înseamnă că nu e funcțional. Îl bifezi și o să se instaleze. Acum, na, nu știu, ar trebui să intru în Steam să-ți arăt pas cu pas. Na. E cale lungă până să arăt eu chestii de genul. Stai că am uitat să închid ușa 10 și a 9. Haide, haide. Gata, nu mai țiuie la, nu te mai urla la mine. Ok. Perfect. Să dăm și noi să meargă înainte. Săraci călători. Păi, frate, dacă vă urcați cu mine, hai că eu sunt învățat să duc pe drumuri lungi, nu să mă opresc în fiecare stație. De asta au călătorii de suferit pe departe. Chiar, uite, o chestie pe care eu n-am verificat-o, este combustibilul care nu-l mai am, deci trebuie să trag în peco. Categoric trebuie să trag în peco să alimentez. Și peco ăsta e făcut de Andronga. Pentru că eu n-am cum să intru acolo cu dita mai autocarul, deci eu nu știu la ce s-au gândit băieții ăștia. Eu nu pot să-mi dau seama cum dracu au băgat ei aici atât și eu nu pot să intru cu dita mai autocarul să mă încadrez. Eu zic că am alimentat suficient. Ah. Ok. Și acum o să încerc să-l scot înapoi în drum. Și gata. Ar fi frumos dacă... Oricum arată ceva de genul și în Euro Truck. Nu e mare diferență.
doar că nu-ți apare ecranul ăsta așa de mare și pe mijlocul ecranului. Uite, un joc la care e mult mai realistic și o să-l fac și cu el live odată și odată că tot îl țin acolo, e On The Road, care e cu camioane. E mai slab ca Euro Truck, dar oricum, e și el tot cu camioane. Ceea ce nu prea îmi place e gameplay-ul, pe de-o parte, pentru că camioanele nu se controlează așa de ușor de acolo. Când prinzi viteză, efectiv, parcă are delay. Trag de volan și degeaba, după câteva secunde începe și el să se miște. Asta nu-mi place deloc. La chestia aia au un deficit mare la controller. Cu tandem pentru Renault 1.37? Nu, când să încerc? Nu, pentru 1.37 nu am testat moduri. Poate o să testez eu într-un viitor apropiat, dar acum nu, în viitorul foarte apropiat de zilele următoare, nu. O să rămân pe 1.36. Te salut, Sanso. Te-ai jucat ETS-1? Categoric, da. Și o să fac live și cu ETS-1 sau o să fac clipuri. Îl am și instalat, dacă asta este întrebarea, da, l-am instalat în calculator. Categoric, dacă vroiam, deci astăzi chiar mi-am pus și întrebarea dacă să fac live-ul cu ETS-1 și am zis că nu cred că e momentul să-l joc, pentru că nu am stare de spirit să mă enervez și pe acolo, că și acolo, când joc cu volanul, are un fel de delay și acolo și nu se controlează așa de ok. Și mă enervam și am zis că, frate, n-am chef să mă enervez, dar uite, când am intrat live, mă enerva cineva deja și clar, nu... le-am jucat toate, Costi, le-am jucat pe toate. Dacă o să bag un convoi, păi am fost la un convoi sâmbătă. Dacă știi ce zic. Ok, trebuie să trag și în stația asta și avem un pasager. Hai că da, frate, hai că... Vorba aia, clientul nostru, stăpânul nostru, ce naiba. Îl lăsăm noi aici atât de izbeliște pe omul acesta. Hai să semnalizez că stau în stație și poate vor să mai coboare acum, să le deschid pe amândouă. Să ne uităm aici, hai că coboară lumea. Te salut, Gabi. Dacă va rămâne live-ul acesta salvat, categoric, da. Nu șterg live-urile în general, n-am motive. Adică n-am de ce să mă ascund. Ce joc vei face pe live-ul nocturn? Cristi, rămâne de văzut, că nici eu nu știu. Încă nu m-am decis. Am niște jocuri pe care încă nu le-am jucat pe live-uri și mă gândesc să joc acele jocuri. Chiar dacă sunt multiplayer și băieții cu care mai jucam eu din comunitate nu-l au, e posibil să joc celelalte jocuri. Acum nu m-am decis nici eu ce vreau să joc, știi? Dar o să văd de seară când... Ori o să joc American Truck-ul, precum am mai spus, că am... Am și plăcerea asta să mai joc simulatoarele. Mi-a venit pofta înapoi. Sau dacă nu joc aia, pot să joc ETS-1. Dar nu cred că o să joc foarte mult timp ETS-1. Cred că o să le diversific. Ori o să joc alte jocuri noi pe care nu le-am mai... Ori o să joc ETS-1 cu On The Road, cu Bus Simulator, cu toate nebunile. Nu știu, rămâne de văzut. Ori o să joc pe Survivor. O să joc hit-ul, cum s-ar spune. Uite, și asta e o idee bună, să joc hit-ul. Dar am zis că vreau să mai fac o pauză de la Survivor. Da, cine știe, acum până de seara e cale lungă. Hai, frate, că nu încăpem amândoi. Hai, că m-am cadrat bine. Nu mă așteptam să mă încadrez acolo, mă așteptam să ating ceva. Da, va fi ceva, dar nu știu exact ce va fi. Nici eu nu m-am decis. Pentru că am descoperit un joc care e super caterincă. Pentru mine e super amuzant. Și chiar vreau să vi-l arăt și vouă. Deci mie îmi place la nebunie jocul, că uneori găsesc și playeri care fac roleplay pe jocul ăla. Și ca să-l joci roleplay e bestial jocul. Și mi-ar place să am un squad acolo.
în jocul acela pe roleplay. Deci e unul cu joc pe care chiar îmi doresc să-l fac roleplay. Chiar am văzut roleplay-uri și chiar îmi doresc și eu să-l joc pe roleplay-uri. Ar fi Caterinca rău de tot. Dar na, știi, când îți dorești un lucru, n-ai cu cine. Far Cry 5 nu joc chiar așa departe, Coste. O să rămână de văzut, Flavius. Nu dau tot din casă. Oricum, voi face un live cu el. Deci vă jur că un live tot voi face cu jocurile pe care le am. Că eu le țin acolo de mult timp, să spunem, unele jocuri pe care am zis că o să le joc și tot amânci. Dar acum a venit momentul să mă joc și celelalte, că nu pot să joc aceleași jocuri la NES. Adică să mă refer la aceleași jocuri cum ar veni ETS-ul. Nu pot să joc la nesfârșit. Mai trebuie să-l mai schimb și eu un pic. Deci aici eu am mai spus-o. Joc un joc până când încep să mă satur. După aceea, clar, mai schimb un pic. Mama, stai puțin, că am oprit lumile. Pe ăsta e faza lungă? Ăsta e faza lungă? Păi ești nebun, ce faza lungă e asta? Nu știu, frate, ce să zic. Asta e faza lungă. Gata, frate. Păi și eu, deci... Stai puțin. Eu când apăsam astea, ce dracu era? Poziția numai. Băi, să nebunesc dacă înțeleg ceva. Băi, stai că eu am ratat curba. Mai mă învârt odată. Că eu mă jucam aici la butoane să văd care e faza cu luminile astea. Hai să-i dăm mai rapid să mai mă învârt odată. Hai că trebuie să mă învârt. Suficient. Uite aici. Ok, să oprim semnalizarea. Și îmi spune că pot să intru, nu pe aici, pe următoarea. Te salut, Alexandru. Cred că proiectoarele, mă gândesc, și eu mă gândeam la chestia asta, că am acces la proiectoare. Mă lași? Hai că o dau o leacă mai în față. Uite atât. Și sper să mă încadrez aici, atât să nu-l ating pe tipul ăla. Deci îți dai seama cât de mult a trebuit eu să mă urc pe bordură ca să mă încadrez perfect în... cum se cheamă? Pe... strada mea, cum dracu să-i spun. Ok. A, e și lumină în interior. Cred că alea erau luminile în interior. Uite, mi s-a prins și mie becul. Băi, frate, învăț lucruri noi. Salut, Corneliu. Salut, Valentin. Câți ani am eu? Andrei, te lăs să ghicești. Chiar sunt curios, tu ce vârstă îmi dai? Hai că văd că încă mai coboară lumea. O să aștept să coboare tot. 27, 24. Uite, Cristi e unul care știe. Merg pe 38, Alexandru, ce-i drept. Ok. Văd că au coborât toți, putem închide. Chandra Maua. Ne uităm, putem pleca, nu vine nimeni. Și trebuie să mă învârți să iau din stația cealaltă. Ok. Nici nu știu pe unde să mă învârți, cred că o dau pe aici, atât că văd că nu e nimeni momentan și sper să pot să ies cu bine. Ok, hai să-i dau rapid. Până nu se aglomerează. Perfect, hai că m-am încadrat. Mamă, ce nasol e pe aici, atât. Ok. Ok, o lăsăm ușurel. Aici oare am descoperit restaurantul ăsta vreodată? Stai puțin. Stai să-l descoper acum, dacă tot am trecut pe aici, atât, ar fi păcat să nu-l descoper. Atât.
4 din 48, tu îți dai seama câte n-am descoperit eu până acum? Gata. Am și plecat. Uite, mai am un restaurant aici. Stai, frate, că descoperim și pe acesta. Dă un colo de cursă, vorba aia, să descoperi restaurantele. Gata, 5 din 48. Se supără lumea pe mine, dar asta este. Trebuie să le descoper neapărat. Șofer maestru, nu glumă pe naiba. O, ce de-a lumea aici, atât în stație. Hai că chiar mă bucur să văd că e lumea care așteaptă să se urce la mine. Da. Ok, se urcă lumea în momentul de față. Hello, hello. Hai să vedem câte lume se poate urca. Hai că da, hai că s-a urcat suficient de mult. Închidem cea pe spate. Să vedem, mi-arată aici că se închide. Sau asta e... Da, categoric nu-mi dau seama de aici. Din oglinda asta chiar nu poți să-ți dai seama. Dă drumul la ceas, așa e. What? Să nu spui că aia e de... Acum am deschis-o de bea. Pe spate. Da. De bea acum am deschis-o. Ok, schimbăm direcția. În partea aia nu vine nimeni. Foarte bine. Mai frânează și tu când vezi că ți-a sădita mai hardughia în față, omule. Ai o companie renumită. Adica, Andrei. Nu înțeleg la ce te referi. Ok, hai cu luăm pe aici. Era ceva să fie în ETS să te poți da jos din camion. Da, uite, chestia asta, da. Mi se pare o chestie simplă pe de-o parte, pe care ei încă nu își bat capul să o facă, adică ei consideră că poate că nu face parte din ideea lor de gameplay, știi? Să te poți da jos. Na. Adică dacă ar face chestia aia posibilă, după aceea o să apară pretenții, de știi, să poți să schimbi, cum se cheamă, cauciucul, să poți să alimentezi singur la pompă și multe alte lucruri, știi? Vorba aia, de ce te dai jos, te duci la pompă de acum, nu? Primul lucru care îl faci. Te salută, juniorul. Companie de turism, am înțeles. Da, adevărul că e nasol să mergi pe harta asta cu cele mai mari autocare. E dificil, rău, crede-mă. Hai că dacă vrei să vii, să știi că eu îți ocup toată banda. Categoric nu te poți băga și tu pe lângă mine. Acum să semnalizăm că ieșim. Uite, așa, iată. Perfect. Te salută, Nicoleta. Eu sunt Venom de pe Discord. Am înțeles, junior. Ușurel pe aici. Ia, faza lungă. Merge faza lungă. Văd că trebuie să-i duc înapoi aici la aeroport sau ce dracu, cred că aici este aeroportul. Ok, îi duc la aeroport, nu fac eu nazuri. Bani să iasă, știi? Pe curse. Și cred că asta ar trebui să fie ultima cursă, că am mai mult de 4 ore de condus în joc, știi? 4 ore referitoare la ora din joc, nu ore reale. What? Pe unde mă pune să-i duc, frate? Băi, frate, dar nu se mai termină și cursa asta? Vorba aia, eu mai vreau să mai fac încă o cursă. Să folosesc, cum se cheamă, W906 ala, sau cum se cheamă. Mercedes-ul. Căci cu VDL-ul ăsta sunt lămurit. E prea mare. E prea hardughie.
Mamă, stai puțin că ăsta mă pune să o iau pe... Pe care bandă, frate? Pe a doua mă pune să o iau, după câte văd eu de acolo. Pe a doua bandă. Băi, cred că fac cea mai mare prostie că mă bag pe aici, pe unde îmi spune el. Să mor dacă nu. Băi, frate, dar eu trec? Băi, dar eu nu trec de chestia aia. Băi, frate, trebuie să o dau un manșalier. Eu am zis că fac o prostie dacă mai iau după capul lui. Deci GPS-ul ăsta vrea neapărat să-mi distrug eu autocarul. Ok, suficient. Și acum cred că ar fi bine să dăm în față. Ok, hai că aici m-am încadrat cât de cât ok. Ia uitați-vă și voi. Mama mea, ce nasol e. Mă duc către bănci. Ia uitați-vă. Mai lipsește un pic și ating băncile alea. Uite, și aici atât m-am un pic și mă uit pe pilonii ăia. Băi, ești nebun. Ia uite. Băi, sigur pe aici trebuia să mă bag. Aole, uite că am atins aici atât deja. Băga mea și piciorul. În GPS, uite, GPS-ul mi-arată că pe aici, iată, și am stație în capăt. Băi, ești nebun, ce stație am eu în capăt pe banda asta? Stai să intru înăuntru, că pe aici, iată, se vede mai prost decât credeam. Uite așa. Băi, eu nu cred că mă aflu pe banda care trebuie. Aici cred că era pentru mașini. Dar el îmi spune să-mi văd de drumul meu tot înainte. Ok, hai că-i dau tot înainte. Băi, frate, ce e asta? Hai că se deschide. Mâncați-o, sufletelul, ce spaimă a intras. Ba da, uite că pe aici îmi spune, în continuare. Na, așa mi-a arătat mie GPS-ul. Acum, pare că nu mă încadrez pe aici, ești prost? Băi, ești nebun? Unde dracu m-am băgat cu asta? Că eu nu știu de camera zero pe aici să funcționeze. Băi, frate, pe unde dracu m-am băgat? Ești nebun. La categorie trebuia să merg pe ultima bandă, dar m-am luat după capul la GPS-ul ăsta tâmpit. Și eu mai... M-am cuvrut la nivelul GPS-ului, ești nebun. Ai să-mi bat piciorul. În ce dracu am lovit-o? Ok, trebuie să dau înapoi. Perfect. Înainte. Băi, frate, dar eu nu trec pe aici, te ești prost. Păi cum facem acum? Trebuie să dau iarăși înapoi. Hai că e bine, hai că e bine. M-am băgat exact unde trebuie. Exact unde trebuie m-am băgat. Op. Opa. Stai un pic. Păi, dar eu dau înainte să meargă, ce dracu are? Op. Păi, frate, nebunesc. Nebunesc. Ok. Perfect. Să dau înainte. Ce spuneți? Este posibil să mă bag pe aici? Opa. Uite așa. Mama mea. Păi, voi frate, trebuie să mă dau jos să văd ce am făcut, că nu mai înțeleg nimic din ce se întâmplă aici. Ok. Deci efectiv nu merge pe aici. Ok. Uite. Băi, frate. Deci nu-mi dă voie, sub nicio formă nu mă încadrez aici.
Ia să dau de aproape să văd. Uite, acolo este un pic spațiu și aici atât e chestia asta care mă agăț. Ok, hai să dăm iarăși cu spatele. Perfect, atât. Uite. Băi, frate. Cred că o sparg camionul ăsta aici. Opa. Și acum îl ating acolo la oglindă. Băi, dar de ce nu mi-ai zis că îl ridici aia? Stai un pic. Uite atât. Uite așa. Hai că am trecut cât de cât. Hai că asta e, frate. Mamă, se ridice cineva bariera aia, ești nebun? Mamă, am scăriat-o toate. Băi, ești prost. Acum am înțeles și eu. Deci, trebuia cineva să stea acolo să țină bariera aia ridicată și treceam fără să o mai zgârie atâta. Ok. Stai puțin că sunt pe DM1. Stai puțin să schimb aici. Atât. Pe D1. O să fac și alt joc pe live. Pe live-ul acesta nu, Andrei. Doar acesta. Ca să ne facem înțelegi, nu schimb jocul. Ok. Băi, frate, dar cum m-am băgat eu? Am zis, hai, fii, hai, că mai iau și o dată după capul GPS-ului, că cine știe, poate știe ce îmi spune el mie. Dar am văzut că acolo mi-a arătat și mașini mici. Pe lângă că mi-a arătat că se poate să intri cu autocar, dar și cu mașini mici. Cred că acolo, dacă intram cu BB40 sau cu Sprinterul, era ok, n-aveam cea mai mică problemă. Dar că m-am băgat cu ardughia asta imensă, categoric am avut de suferit și o să mă coste asta. O să iau experiență prin guriță. Mai simplu, mai românește spus, că am făcut cursa degeaba și mai vin și cu bani de acasă. Ok, hai că oprim aici. Păcat. Păcat că mă așteptam să scot profit, dar nu o să mai scot nimic. Hello. Zavos. Mucho gusto. Alo. Hello. Vezi că pe unde ai luat aveai indicator de circulație interzis autobuzului, iar pe banda din dreapta aveai bandă obligatorie pentru autobuze. Indicatorul era cu albastru, iar cel cu roșu era pentru interzis. Categoric așa este, dar eu parcă am văzut indicatorul că... Adevărul că... Cum se cheamă? Nu, trebuie să mă duc să mă uit din nou, pentru că eu am văzut indicator pentru mașini și autobuze. Era întâi mașinile și de sub autobuzele. Acum nu mai știu dacă era în circuit cu roșu. Nu mai mi-aduc aminte bine. Eu mi-aduc aminte că am văzut ceva un indicator și am zis că e ok. Ok. Hai că dăm înapoi. Poate ai și tu dreptate, pentru că eu n-am acordat multă importanță acelui indicator. Recunosc. Eu m-am uitat așa un pic fugitiv dacă e ok să o iau pe acolo cum îmi arată GPS-ul. Am văzut un indicator, m-am uitat ce indică. Dar nu m-am uitat... Acum, sincer, e și vina mea că nu m-am uitat exclusiv dacă e în circuit cu roșu. Știu că era alb indicatorul. Cu alb, dar nu mai știu dacă era cu roșu. Este indicator pentru autobuze, dar tu nu l-ai văzut. Păi, l-am văzut, frate, de-aia am și mers pe acolo. Dar nu știu dacă era indicator cu interzis sau cu se poate circula. Știu că era un indicator. Era roșu cu alb? Nu. Dacă era alb cu roșu, în circuit cu roșu, alb. Categoric știu destul bine că am văzut albul. Nu știu dacă am văzut și roșul, ceea ce e drept. Dacă era așa, e cum am zis eu, era alb cu roșu, nu roșu cu alb. Uite, ceva de genul cum e aici, atât cu 30, vezi? Cam pe așa era și indicatorul acela, dacă e să fie interzis pe de-o parte. Se mai întâmplă, important e că ai trecut, dar și cum am trecut, Mariane, cu pagubă totală, pe de-o parte. Am făcut pagubă totală. Păi ce ai făcut cu mătre aici, atât? Că nu te înțeleg.
Băi, frate, eu mă dau la... Stai puțin că nu pot să mă dau jos până nu deschid ușa. Hai că mă dau jos la ăsta, la cum mătru ăsta meu. Să văd ce dracu are. De ce te-ai oprit în pana mea aici atât de număr de ce ai tu acolo? Uite, uitați-vă. Deci acum serios. Spuneți-mi, de ce s-a oprit NPC-ul ăsta aici atât? Na. Explicați-mi mie ce vrea să facă. Deci semnaliza, nu semnalizează nicio direcție de mers. Na. Și eu pe aici atât cum dracu să trec, am asta de aici atât. Hai că pot să trec. Hai că pot să trec. Ce-i drept, încă pot să trec. Ok. Squeeper, te salut, blondul, te salut. Nu, dacă aveam o bâtă de baseball, da, frate, îi decoram parbrizul, dar așa... Categoric, pot să dovedesc că sunt și o fiară, știu să mușc. Păi nu te-am salutat, bossule. Cheamă poliția. Oh, da, dacă e, mai chem și poliția la urmă să mă amendeze. Și sper că aia este ultima stație, nu știu de ce, dar sper să fie ultima, că vreau să mai conduc și altceva, serios, vreau să trec înapoi pe microbuz, pe autobuze nu prea îmi place. M-am enervat cu autobuzele astea, sincer, chiar recunosc că m-am enervat. M-am enervat acolo, în special la, cum se cheamă, la intrare în aeroport. Ok, hai să tragem și noi. Fii atent câți călători am aici, atești nebun. Zici că pleacă toți locuitorii din localitatea aceasta. Hai să tragem frâna. Dăm drumul. Te salută, Robert. Care grafică ți pare mai bun de la jocul ăsta, la jocul acesta? Clar, nu e foarte bine optimizată, dar oricum, e mult mai plăcută. Deci clar, boss. Eu pe unde am mers nu era interzis. Deci eu pe unde am mers nu era interzis. Poate că aveam restricție eu cu, cum se cheamă, cu autocarul, dar nu era interzis. Deci altfel nu mi se ridica bariera. Ok, hai să-i dăm drumul. Și acum trebuie să mă întorc pe aici. Hai că da, mă întorc, mai ales cu ăsta aici atât. Hai că da. Ok. Îți dai seama că m-am încadrat perfect. Deci frate, nu că nu mai e în Euro Truck, eu găsesc și în alte jocuri probleme cu NPC-urile. Eu am crezut că sufăr foarte mult cu Euro Truck-ul, dar nu e adevărat. Stai că trebuie să dau așa ca să nu ating acolo în oglindă. Uite, acum poți să-i dau, că nu mai e problema. Opa, o scăpam în tip. Mă, mai vii și tu acum de unde, dracu? S-a spart conducta. De ați venit toți pe partea asta. Eu în toate jocurile am probleme. Încă nu s-a inventat un joc în care să nu... Nu-l complic eu mai tare decât se poate jocul. Deci, de obicei să știți că jocurile pe care eu le joc nu sunt complicate, sunt foarte simple, numai că eu știu să le complic în așa fel, încât, frate, mi se răstoarnă pământul, nu știu cum să vă zic. Hai. Hai că nici nu le acord prioritate. Gata, frate, până când? Până când tot? Gata, hai că e o cald de acum. Mariane, dar nu trebuie să-l caut pe net, că tot acolo trebuie să merg acum. Și o să vedeți acum indicatorul. Uite că tot pe acolo mă trimite. Ceea ce trebuie mă pune pe acolo să mă întorc, dar dacă e, o iau roată și mergem. Uite că o să fac chestia asta, că oricum nu știu unde mă trimite. Mă trimite cred că la dracu praznic să merg. Dar o fac eu o abatere de la traseu, să vedeți indicatorul din nou.
pe aici trebuie să o iau, dacă nu mă înșel, pentru indicatorul ăla. Uite, ca să vezi, încă o dată merg pe acolo. Și uite, vezi, tot pe acolo mă bagă GPS-ul, pe traseul mic, pe unde sunt mașinile. Și uite, banda e pentru autobuz. Nu, frate, ceea ce am văzut eu n-am văzut bine, să mor dacă nu. Deci eu ziceam de alt indicator, dar cred că l-au schimbat. Da, e interzis pentru așa ceva. Uite, cu albastru pe aici, atât. Ai dreptate. Am văzut eu ceva, dar n-am... Mi-am imaginat că văd. Deci, clar, eu mi-am imaginat că văd ceea ce doresc eu. Dar nu e ceea ce e chiar cu adevărat. Aveți dreptate. Dar cum am zis eu, e alb cu roșu în circuit. Deci categoric, e alb cu roșu. Și pe aici ar trebui să circul eu. Cred că trebuie să o iau pe aici. Hai să treacă individul și după aceea pot să mă bag și eu. Gata. Măcar am mers și ne-am uitat cu toți. Ce mai face romanul din Ungaria? Păi ce să fac? Se odihnește un pic. Are și el un moment de respiro. Frate, cum s-au oprit ăștia aici, atât să nebunesc, am crezut că intru în el. Da, nici nu păstrez distanța față de ceilalți, ce-i drept. E bine că de acum nu o să mai repet greșeala, cu siguranță am reținut unde am greșit. Opa, stai că aici ating parapetul. Deci nu pot să circul pe banda mea, mă, ești nebun, trebuie să merg pe o bandă și jumate ca să circul regulamentar, oricum nu circul. Ca să pot să mă încadrez cu gabaritul lui. Hai că îi dau aici cu viteză. Îi dau cu viteză că intru pe autostradă și categoric vreau să am viteză. Uite, deja mă simt mai bine când știu că aici am viteză mare. Da, era banda pentru mașini mici, nici măcar dubițele n-aveau voie pe acolo. Ai, frate, de ce mi te-a scos pe tine din drum? De ce? Eu vreau să termin și eu odată și odată cursa asta infernală. Să țin banda? Categoric asta încerc și eu. Dar îmi fuge, e alunecoasă, crede-mă. Hai că aici a fost milimetric. Și aici atât, stai, că începem iarăși cu chestia asta. Casea nu le-am descoperit până acum. Dacă nu aveam călători, cu siguranță mergeam cu ușa deschisă. Dar asta e, am călători. Uite, aici ne oprim la stop, frumos. Ne asigurăm, ne uităm stânga-dreapta. Unde dracu e restaurantul ăsta? Băi, frate, unde e intrarea la restaurantul ăsta? Băi, ești nebun, e prin spate, ce dracu? E bordel ăsta? A, uite, la aici, iată, băi, ce palmat era ăsta. 7 din 48. O, te salut, Ciaurel. Cotești la dreapta, băi, Milo. Ok. Ok, dăm drumul. Nu știu de ce îmi țuia mie să închid ușa, că oricum aici atât trebuie să coboare băieții. Deci... A, merg cu ușa deschisă încă. Ok. Ok. Uite, aici atât deja se poate urca lumea, se poate coborâ. Uite, vezi? Băi, frate, te urci peste mine.
Cât a costat jocul? Sincer, Maria, nu mai mi-aduc aminte, că am cumpărat mai multe jocuri în acea zi. Te salut, Pikachu. Ai luat și tu o bere, ceva? De unde? Era închisă. Mai ales în Suceava, știi cum e. E nasol rău. Dar de ce mi-arată cercul ăla cu albastru? Chiar nu știu. Ok, hai să mergem. În momentul de față cred că... Ba nu, uite că mai este lume care vrea să se urce. Ok, hai să închidem. Semnalizăm. Am semnalizat bine? Hai că dăm drumul la semnalizare. Gata. Și pe aici, atent. Perfect. Și acum să vedem, să vedem, să vedem. Hai, du-te, du-te. Du-te. De ce nu se duce? Băi, frate, urăsc jocul ăsta. Să mor dacă nu-l urăsc. Deci înnebunesc cu jocul ăsta. Ia uite-te la ăla. Păi ce mai aștepți, omule? Ia uite-l. Explică și mie ce naiba se întâmplă cu NPC-urile astea. Uite, ăla stă acolo, efectiv, și nu face nimica. Și eu n-am cum să trec de el. Categoric n-am cum să virez acolo. Haide, frate. Hai că și în DM1. Hai că am înțeles. Na, îl lăsăm acolo, îl luăm pe lângă. Îl ocolim, ca să zic așa. Ok, nu vine nimeni. Hai că m-am încadrat. Da, da, Andrei. Păi îți dai seama, Costi, că alergi cu el. Efectiv alergi cu el. Nu mai stai și te chinui atâta cu încadratul, cu vir, dai în față, dai înapoi și dai prioritate la alții care nu merită să aibă prioritate. Uite, acum am eu prioritate, vezi că-s mare. Gata. Și încă o dată mai virăm. Băi, frate, mă scoate nisărite. Haide. Hai că da. Upa. Am transpirat, să nebunez dacă te mint. Chiar devine obositor de acum. Pe tine te așteaptă, vrea să dea în tine. Păi la asta m-am gândit și eu. Cu asigurările, cred că. Nu-i așa, Iumen? De ăștia, vânători de asigurări. Să-și repare mașina. Și dă vina pe mine. Că n-am fost atent. Ok. Oare fac, iau 100 experiență? Zic și eu, că de obicei la curse de genul, dacă le dădeam bine, luam 1000. Eu să mă mulțumesc 100. Bă, că încă mai au de coborât. Să-mi închid ușa de aici, atent. Am închis-o pe asta mea, nu? Opa, stai să mă uit în spate. Haide, dă-te jos, babă care ești. Nu văd de aici, atât. Doar de aici pot să mă uit. Ia uite cum se mișcă. Gata, hai că plecăm. Te salut, Mirel. Salutare, Infinity. Te salut, Darius. Băi, îți face și noi 100 de like-uri? Hai că azi văd că v-ați zgârcit. Azi lumea nu prea a dorit să vină, ceea ce văd. Dar și care au venit, clar, n-au vrut să apese butonul de like. Ok, mamă, iarăși joc beznă.
Bag faza lungă. Trotuar simulator. Cât ai dat? Cringe, habar n-am cât a ajuns. Acum, serios vorbind, n-am stat să fac socoata cât de mult a ajuns complet. Ai că iar mi-am luat amendă. Băga mea și piciorul și atingi de parapet. Băi, ești nebun. Acum am zis că o dau și de parapet și amendă luată și de toate. Băi, frate, dar uite și cu faza lungă nu văd nimic în jocul ăsta. Păi cum să conduci, frate, în jocul ăsta? Că nu se vede nimica. E frumos jocul, dar păcat că noaptea e noapte. Adică, efectiv, chiar te boldește aici să înțelegi ce se întâmplă, ce va urma. Bine, măcar că nu am trafic pe aici, că aici, iată, curba asta e nasoală rău. Mi-aduc aminte acum. Că tot acolo mi-am luat amendă și când am început live-ul. Că pe acolo am făcut cursa. Adică, pe drumul ăsta am făcut-o. Și văd că mi-am luat de două ori amendă în același loc. E perfect, ce să mai zic. Nu mai eu puteam să fac de astea. Poți să zici că m-a fulgerat în portofel cu amenda aia. Ai să îmi bat piciorul, am atins garda. I-am atins spoilerul pe față. Ai că da. Nu, după asta cred că îl duc la dezmembrări, VDL-ul ăsta. Că nu mai am ce face cu el. Stai că o ating și aici, iată, dacă îi dau cu viteză. Dacă o să joc pe live-ul nocturn ETS2, nu cred, nu cred. Pe live-ul nocturn cred că o să joc mai degrabă American Truck sau altceva. Dar nu Euro Truck-ul. Plus că mai am niște jocuri pe care încă nu le-am prezentat pe durata live-ului, ca să zic așa. Sincer vorbesc. Te salută, Luca. Ai cumva magnetul pus? Îl aveam, că l-am pierdut. Mi-a sărit și magnetul, mi-a sărit tot. Da, eu vreau să fac curse și cu W, dar nu cred că mai apuc eu. Ia uite cât de lungă e cursa asta, ferească-mi Dumnezeu. Noroc că sunt singur pe stradă, că dacă mai era încă cineva, clar, nici măcar până aici nu ajungeam. Ceea ce îmi place foarte mult la jocul acesta, lăsând deoparte problemele cu NPC-urile și așa mai departe, e sunetul. Deci sunetele îmi plac foarte mult, mai ales de cauciucuri. Deci sunetul de cauciucuri mi se pare foarte frumos, foarte bine făcut. Uite, de rulaj, cum s-ar spune. De suspensie, cum bate, cum troncăne și chestii de genul. Astea, da, astea sunt făcute bine. Ceea ce nu prea am auzit în Eurotrack, de o parte. În Eurotrack ori m-am obișnuit cu sunetul acela, ori sunetul e nasol. Dar la acesta chiar sunetele sunt foarte bine făcute. Ok, hai că nu l-am atins aici. Nu e cine știe ce e interiorul? Ba, e foarte frumos interiorul, numai că nu se vede foarte bine. Dar dacă încep să ți-l arăt ceva de genul așa, înțelegi tu? Clar, atunci îți dai seama cât de bine este făcut, pentru că ai acces la tot bordul. Comenzile sunt de acolo. Deci dacă vreau să cobor geamurile, dacă vreau să dau drumul la aer condiționat de acolo, le fac și se aud. Sunt funcționale, cum s-ar zice. Deci aici chiar este totul funcțional pe de o parte, dacă ai opțiunile pe el. De exemplu, uite, eu de exemplu trebuie să verific acum, uite că o opresc un pic aici, atât să verific dacă am, cum se cheamă, garda ridicată. Este ridicată, uite, acum o cobor. Vezi? Și acum o ridic din nou.
mamă, ce băgamea și ceva în capul meu. Am uitat iarăși că îmi țâuie de îmi sparge timpanul, să mor dacă nu. Vai ce... Mor, frate, când am auzit țâuitura aia în ureche, am înnebunit. Mamă, dar ce tare a urlat, să-mi ba piciorul. Direct în creier m-a săgetat. Te salută, Nicușor. Băi, dar pe cuvânt, direct în creier m-a săgetat sunetul ăla. Ia două ore când fac prostia asta. Și aici văd ceva cam un lacăt. Deci pe mine mă intrigă lăcățelul ăla de acolo, să mor dacă nu. Ce dracu e lăcățelul ăla? Deci eu mă bag acolo, vreau să văd ce e lăcățelul ăla. Neapărat. Mă încadrez, nu știu. Dar vreau să știu lăcățelul ăla ce face. Categoric trebuie să mă urc pe aici ca să pot să mă încadrez. Stai să dau un pic mai în față și să caut unde e lăcățelul. Uite, exact ca pe un domn, frate. Uite, direct aici. Unde e lăcățelul? Ce dracu mă pune să caut prin gunoaie? What? Băi, 1, 2, 3, 4. Nu mai îndevoie. Băi, frate, trebuie să caut pe aici prin zonă. Băi, dar eu sunt în curs acum, dar în fine. Trebuie să caut aici în zonă ca să-mi dau seama. Păi, eu n-am lanternă la mine. Păi ce dracu să caut eu pe aici ca să găsesc codul? Scria ceva pe alea? Stai puțin să mă uit. Codul pin de la card. Băi, nu scrie nimica pe astea. Să mor dacă îmi dau seama. Acum e și noaptea, știi? Mi-am găsit momentul perfect să caut. Dar o să vin odată cu mașinuța și o să mă uit aici când o să fie lumină. Și că îl găsesc aici în zonă. Păi să fiu a dracu dacă vă vreun cod pe aici. Și acum cum urc înapoi? Păi ești prost. Acum nu mai pot să urc înapoi la autocar. Băgă mi-aș picior, cine m-a pus cobor aici? Că nici nu văd pe unde aș putea să urc. Băi, ești nebun? Vreau sus înapoi la autocar, mâncați-o spre țelul tău. Băi, stai că îmi rup gâtul pe aici. Mamă, m-am mâncat pe mine să vin până aici. Hai că poți să urci. Băi, ești prost? Băi, ești nebun, am căzut jos? Băga mea și piciorul. Serios, cum am comis-o? Nu pot să sar aici, să intru la ăștia în cameră? Ah, gata, știu cum am comis-o. Aici e codul? Nu e codul. Și că găsesc codul pe aici prin zonă. Să mor tu că e pe aici prin zonă. Da, hai să ne urcăm să plecăm noi. Hai că am comis-o. Dacă ceva le zic că am fost să-mi fac nevoile în boscheț.
Hai că dacă e, mă și încadrez. Hai că m-am încadrat. Hai mută autocară. Ce dracu e pe aici? Hai că da. Te salut, Darius. Te salut, Ofrix. Ești bucuros să mă vezi că joc Turist Bus. Ok. Eu nu prea m-am enervat complet de tare cu jocul. Să nebunez dacă nu, parcă mai simplu mi era pe Eurotrack cu Heavy Cargo decât cu ăsta. Sau cu ce am condus eu astăzi, mă jur dacă nu, decât să mă încadrez cu autocarul ăsta. Deci pe cuvânt, am făcut la prostii cu el. Opa, 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 opa. Ăla e descoperit, stai că ăla l-am descoperit. Ok. Dar terminăm și noi odată o cursă. Frate, că am o cursă de la bun început. Bancan și experiență, ioc. Păi, de ce dracu mai mă plimb pe aici dacă nu pot să fac nimic? Au rămas puțini oameni. Da, e alegerea lor. Până la urmă. Zim că asta e ultima stație, fraților. Chiar e ultima stație. Nici mie nu-mi vine, cred, dar e ultima stație. Hai să vedem dacă îmi dă ceva experiență. Cred că nu îmi dă nimic, ca să mor dacă te mint. Numai 3 accidente și un radar trap, hai că e bine. 700 de experiență. E foarte, foarte bine, adică eu nu mă așteptam. Vedele oricum arată ca de după război, ce drept. Deci, categoric e drama pentru el și pentru mine. Acum o să mă teleportez categoric direct în bază. N-are niciun sens să mai fac curse cu el. A, stai puțin, uite așa. Gata. Ne-am teleportat înapoi. Au schimbat imaginea. Uite, imaginea asta n-am văzut niciodată. Uite și aceasta care vrea să o dă. Categoric nici pe aia n-am văzut-o. Uite că au mai făcut ceva la joc. Acum o să-l scot de pe lista mea, o să le dau la băieți să-l conducă, eu nu mai conduc handrugaie, deci e prea mare. Hardughia e prea mare pentru mine, recunosc, mă depășește. Mai ales pe traseu pe care l-am avut, am avut de suferit cu el. Gata, nici să nu mai aud de el. Acum să mă uit să vedem ce curse le mai dau la șoferi. Că cu siguranță au apărut curse noi. Dar după cum se pare, nu. Și aici văd că am o cursă cu 23 de pasageri. De la hotel la surf. Ok. O iau eu. Și îmi iau acesta. Și încă o dată, deci du-te vino tot cu acesta. Ok, eu o să fiu cel care va face cursele. Și acum să ne teleportăm la ora exactă. Și să vedem aici ce spune. Eu pe unde sunt? Oricum, eu trebuie să răspund la un telefon. Ne auzim imediat.
Gata, am revenit. Deci categoric cursa mea e în momentul de față. Hai să mă duc. Nu cred că o să găsesc mașina. Ba da, uite. Am crezut că nu mi-o dă. Altă viață, frate. Altă viață, ce să mai zic. Ok. Băgăm cursa. Pornim motorul. What? Perfect. Să-l băgăm în viteză. Scoatem frâna. Închidem ușa. Haide. Și plecăm. Ia uite-l. Ia uite-l ce se împinge în drum. Ia uite-l un pic. Da, frate, e altă viață cu ăsta. Te miști foarte rapid. Hai că mă las. Uite, uite. Uite un pic. Mai mare frumusețea să mergi cu ăsta. Mă jur dacă nu. Să trăiești, Andrei. Cum se numește jocul? Turismul Simulator. În jocul acesta kilometrul este kilometru. Da? Adică chiar nu știu, e făcut 1 la 1 sau ce? Asta vrei să spui? Aici o să fac o românească. Categoric asta trebuie să fac aici. Ca să nu mai mă duc până în sens giratoriu. Și hai să fugim rapid să luăm călătorii. Trebuie să ajung la nu știu ce hotel, după câte am înțeles eu. Acolo mă îndrept. Uite mă, frate, că dai să mă depășească, ești nebun? Stai că nu-l las eu. Uite, v-am zis că nu-l las, ești nebun? Păi, vorbim de un Mercedes aici, atât, nu de orice marcă de mașină. Aici trebuie să reduc viteza. Ok, ne băgăm în continuare. Cu sprinterul mă duc doar 160 pe autostradă. Uite, uite ce frumos merge. Ești nebun. Nu, serios, adică ăsta chiar îmi place să-l conduc. Pe lângă că chiar are vână în el, e și ușor de condus pe aici, pe harta asta, e potrivit. Deci cu asta chiar consider că e cel mai potrivit pentru harta. Păi ce? Eu nu mai înțeleg nimic din traseul GPS-ului. Mi-arată și cum trebuie să mă întorc? Stai puțin, frate, să mă uit pe un pic pe harta. Păi ce dracu se întâmplă aici? A, aici, din câte știu, trebuie să ajung, dar eu trebuie să merg să iau de aici, iată, de la hotelul acesta. A, știți care e hotel, nu? Hai că vă amintesc eu pe drum. Dacă nu știți care e hotelul ăla, vă spun eu pe drum. Hai că știu acum. Hai că îl știu foarte bine, mai ales că, după cum se luminează sau se întunecă? Sper că se luminează. Sper că nu mai am cursa iar noaptea. E 7, da, e, se luminează, deci nu mai bine ajung pe lumină, acolo să caut pe jos. Hai că îi dau cu viteză. Aici o las ușor, ce-i drept, că nu vreau să fac, să-l fărm, că e nou-nouț, n-are nici cea mai mică zgârietură. Deci cu ăsta chiar nu vreau să sufere vreun accident traseul acesta. Păi pentru asta l-au băgat în joc. Păi să știi că e ok. Plus că eu mi-am luat VDL-ul cel mai mare. Cel mai... cum se cheamă? Cel mai delux model. Ceea ce nu înseamnă că e și cel mai rentabil. Pentru că sunt VDL-urile alea micuțe. Cu care eu am mai jucat.
Alea da, alea sunt mai ok, dar alea lungi, mari, late și așa mai departe, alea sunt dezastruoase. Uite-te un pic pe aici, unde te încadrezi cu alea? Exact ca și în Eurotrack, uite, să vii aici cu o remorcă heavy de aia. Unde dracu te încadrezi cu ea? Că nu te încadrezi. În curbile astea să păstrezi și banda, să nu atingi nimica, nici remorca, nici capul tractor. Așa e la fel și cu autocarul. Unde dracu? Că oricum e mai dificil să iei virajele cu autocarul. Pentru că nu se îndoaie de la mijloc sau de pe undeva. Asta e partea nasoală, să zicem așa. Ok. Aș fi vrut să depășesc aici, dar n-am cum. Mai ales că sunt gol acum și chiar îi pot da cât cred eu că duce, știi? Dar nu mă ajută deloc traficul, ca să zic așa. Uite aici, ba nu, uite că vine. Băi, hai să-mi bag! What the fuck am făcut? Păi, ești nebun! Ah, stai că nici nu m-am mai uitat în spate. Să nebunez, deci puteam să-i dau în față să merg. Băi, ești nebun! Deci, fraților, eu mă opresc aici, îmi bat piciorul, deci nu... Nu, mă opresc, cel mai bine mă opresc aici, vreau să vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine. Eu sper să ne vedem și data următoare cu un nou live. Până atunci, o seară cât mai plăcută să aveți. Pa, pa!